Un șofer din Dolj a rămas fără mașină după ce autoturismul a fost distrus de oi. Incidentul s-a petrecut în weekend între localitățile Gura și Calopăr. Manda George, șoferul Mercedesului, se ducea acasă când oile lăsate nesupravegheate i-au tăiat calea. Erau vreo 400 de oi și capre ce avea ciobanul acolo în turmă. Am trezit cu ele în față pe drumul județean. Voiau să traverseze, probabil să se ducă la stână. La atâtea animale, un singur cioban care era cu mult în spatele lor și nu avea nicio lumină să semnalizeze să se facă văzut. Drumul județean nu era luminat, fiind în afara localității. M-am speriat, nu am putut să evit toile pentru că m-aș fi răsturnat cu mașina. Am sunat la 112, a venit poliția, a făcut constatare. Mașina este făcută pravii au sărit airbagurile, radiatoarele sunt sparte, tabla este ruptă, este daună totală, a declarat șoferul Mercedesului. În urma impactului, 8 au murit, iar mașina a fost atât de avariată încât nu a mai putut porni de pe loc. Șoferul păgubit intenționează să-l dea în judecată pe cioban care a recunoscut că nu deține telefon, lanternă sau alt mijloc de iluminat. Pentru că era singurul responsabil de întreaga turmă pe care a lăsat-o nesupravegheată, ciobanul a fost amendat.